mulțean la mulțean 2022! Bine ai venit în inimile noastre! La mulțean, anul fericit! Hai, până la fund, până la fund! Doamnelor și domnilor, să știți că Revelion Nord-Vest TV 2022 nu s-a terminat aici. Să vină avem... Revelionul și să vină să și vină Crăciunul. Să vină Revelionul, să vină toată lumea, să vină libertate. Yeah! Să meargă pandemia, să ne meargă bine la toți. Rămâneți la mulți alături... ani, Vasile! La mulți ani, la mulți ani, Vasile! La mulți ani pentru toți care portă aici? Numele de Vasile. Patronul, Vasile Pop, de aici de la Esedra. La mulți ani și îți mulțumim, Vasile, că ne-ai găzduit în seara asta aici la restauratul Royal din complexul Esedra. Dragi telespectatori, rămâneți cu noi pentru că de aici încolo mai avem foarte, foarte, foarte multe surprize muzicale pentru dumneavoastră. Mă uit așa în jurul meu și văd foarte mulți artiști îndrăgiți. Avem o sărbătorită? Da. Pe cine? De 1 ianuarie, deci pășim exact așa cum trebuie. Hai să nu pășim în șampanie, hai mai aproape. Nu, o să facem așa și o să invit pe sărbătorita care s-a născut în această zi frumoasă, de 1 ianuarie, să vină alături de noi. Eu nu știu cine. Cine este? Nu știu. Un pas în față. Cine avem o sărbătorește pe 1 ianuarie? Ia uite-te ce frumoasă indiancă avem aici. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască. Puziță, cu terță, frumos. Haide. Mulți ani. Aplauze. La mulți ani. La mulți ani. A fost o surpriză din partea colegilor tăi indieni. La mulți ani. Câți anișori faci azi? 24. Mulți ani. Dar de ce vrei tu, doamnele și domnișoale, câți ani ai? Mulțumim frumos, Diana, la mulți ani. Să ai parte de tot ce-ți dorești din suflet. Ok. Trebuie să reorganizăm puțin platoul, pentru că în cele ce urmează vor veni aici la noi în platou o... Stai în spate că mă încurci. Bine. Îmi faci umbră. Vor veni foarte, foarte, foarte mulți copii talentați. De unde? De aici, din satul mare. Nu, de la cine? Din ce instituție vin copiii ăștia? De doar nu au venit așa eptică din 2022 eptică... Instituție privată de stat. De la Palatul Copiilor. Palatul Copiilor, eu am știut, am vrut să văd dacă știi și tu. Sub îndrumarea strictă a doamnei profesoare. Și a domnului profesor. Și a domnului profesor. Subliniind domnul profesor, pentru că în viața mea n-am știut că domnul profesor de fapt este profesor. Sorin? Da, mă! Profu? Da! E aici cu noi. Dar nici n-am știut. Nici n-am știut. Ok. Încă o dată un pic de publicitate, după care revenim. Georgiana Gordea împreună cu copiii din Palatul Copiilor. Din satul mare, da. Așa. Rămâneți cu noi să-i vedeți cât de fain sunt. Muzica.
pentru orice tip de curățenie vine de la Careher. La Supermarket Service, cel mai mare dealer Careher din România, găsești cea mai largă gamă de sisteme de curățenie, de la aspiratoare profesionale până la suflante și curățitoare cu presiune. Acum e cel mai mic preț, cu reducere de până la 26%. Supermarket Service dealer Careher, Cluj, Bulevardul Corneliu Coposu, numărul 171 și Careher Center, Satu Mare, strada Botizului, numărul 24 sau pe www.cutotul.ro. Iată că 2022 ne-a găsit în compania unor copii talentați, sub îndrumarea unor profesori la fel de talentați ca și copiii de la Clubul Elevilor din Satu Mare. În caz că n-ați identificat bucătoaia care vorbește la microfon, sunt eu, ăsta de aici din colț. Așa, mulțumim domn profesor Sorin pentru acompaniament. Doamna profesoară Georgiana, ce puteți să ne spuneți despre acei copii minunați pe care îi văd eu acolo în partea dreaptă? Uite, toți sunt un zâmbet, cât de frumos! Unul mai frumos ca celălalt. Exact. Bună seara și bine v-am găsit, la mulți ani tuturor! Vă dorim un an nou cât mai bun, cât mai fericit! Mulțumim la fel. Eu aș vrea să încep în primul rând prin a-i premia pe acești copii în prima zi a acestui an minunat. Au fost tare muncitori, iar unii dintre ei au obținut premii foarte bune și importante. Nu doar la acest concurs, dar asta fiind ultimul și primind premiile acum, am zis să le împărțim, să-i lăudăm un picuț. Pot să-ți ajut cu asta? Cu împărțirea diplomelor? Îmi dai mie diplomele? Așa. Aș vrea să le dau citire repede, repede. Se acordă premiul 3 la categoria voce muzicală populară elevului Gavriș Gabriel. Aplauze! Unde ești, Gabriel? Ia aici! Felicitări! Ai și o medalie! Te rog frumos să o gați în gât. Se acordă premiul 2 la categoria voce muzică populară elevului Gavriș Gabriela. Elevei. Elevei. Elevei, elevă. Elevei, ei, da. Neamul Gavriș, văd că se ține tot mai sus. Ăștia, Gavriș și tot timpul au fost talentați. Dovada vie Bogdan acolo, care tocmai a ajuns. Îl salutăm pe Bogdan. Se acordă premiul 2 la categoria voce elevei mic Chelsea Victoria. Felicitări. Ia uite ce nerăbdătoare e să-și primească diploma. Opa. Să știi că și eu simt cu Chelsea. Toată lumea. Se acordă premiul 1 la categoria voce muzică populară elevei Roman Lavinia. Felicitări, Lavinia. Ai și medalia. Și se mai acordă premiul 1 special pentru la categoria voce muzică populară elevei Balog Bianca. Felicitări, Bianca. Iată că ați fost și premiați în această seară. Nu știu dacă voi știați despre asta, că o să primiți și premii în seara asta. Se acordă mențiune domnului profesor Sorin. Aplauze și pentru profii voștri și le mulțumim pentru tot ceea ce fac acolo la Clubul Elevilor pentru voi. Nu vă mai ținem foarte, foarte mult pentru că avem de cântat cu acești copii minunați. Așa că, dragi telespectatori, dragă Aurica, haideți să-i privim în continuare. Audiție plăcută vă dorim. Rămâneți cu noi!
mele. Thank you.
să vină la mine și-l o iarta. Să vină la mine și-l o iarta. Nu-mi gândi vreodată că de dor n-ai cum scăpa, inima-i de vină și cu dragostea. Nu-mi gândi vreodată că de dor n-ai cum scăpa, dorare oricine, dar nu toți știu purta, să vină la mine și-l o iarta. Dragostea și dorul astea în lume de n-ar fi, n-ar mai cânta omul tot ce-ar pătimi. Dragostea și dorul de n-ar fi, n-ar mai cânta omul tot ce-ar pătimi. Dorare oricine, dar nu toți știu purta, să vină la mine și-l o iarta. Dorare oricine, dar nu toți știu purta, să vină la mine și-l o iarta. Am simțit nevoia să intervin, am înțeles că urmează acum nu un solist, ci o trupă. Tânără speranță a muzicii sătmărene, cum o te cheamă apoi de dac? Bună seara, mă numesc Pop Laur, vă urez la mulți ani tuturor telespectatorilor voștri și vouă. Acum vreau să vă prezint o piesă de Maramureș, piesă proprie, nouă, proaspăt scoasă din studio. Am înțeles că ai și formație, văd pe cineva acolo cu vioara, ne spui și despre cine e vorba? Am și formație, dar în această seară n-am venit cu colegul meu de trupă. Am adus însă draga mea prietenă Lavinia Roman. Cum se numește formația ta? Formația Elixir. Așadar, doamnelor și domnilor, în continuare pentru dumneavoastră formația Elixir. Hai să-i ascultăm! Hai, când nebunele s-adună, e hai, hai.
și strună. Dar la cafe și la horincă, măi dorule, dorule, nu le-ntiedică nimic, că măi dorule, dorule. Hai, dar cine petrece cu noi, mă? Thank you.
Ia-i puce codrule, spune, la-i-la-la-la-la-la-la-la. Cât s-a trecut pe la tine, la-i-la-la-la-la-la-la. Acasă doruri grele, la-i-la-la-la-la-la-la-la. Și culete zânerele, la-i-la-la-la-la-la. Acasă doruri grele, la-i-la-la-la-la-la-la-la. Și culete zânerele, la-i-la-la-la-la-la. Am și eu un dor nebun, la-la-la-la-la-la-la-la. Nu pot la nimeni să-l spun, la-la-la-la-la-la-la-la. La lume dacă nu-i spune, la-la-la-la-la-la-la-la. Poate agra e rău de mine, la-la-la-la-la. Așa condrule-ți spun ție, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Că tu nu mă spui la nimeni, la-la-la-la-la. S-au dus anii tinereță. Pe pământ cât îți trăi, eu cu drag voi îngriji. Drag voi îngriji. Și cu inima curată voi da un pahar cu apă. Și cu inima curată voi da un pahar cu apă. Ajuta viața toată. Pânga-ți-l pahar cu apă. Voi ajuta viața toată. Voi m-ați învățat de bine și cum să fiu om în lume. Voi m-ați învățat de bine și cum să fiu om în lume. Voi în casă, uite-ți-n grijă mă pasă. Și când vine la voi în casă, uite-ți-n grijă mă pasă.
frați, bunici, eu vă iubesc, prin cântec vă mulțumesc. Să aveți parte de bine, cât îți mai trăi în lume. Azi cu inima curată, vă mulțumesc viața toată. Ați pus din a vostru har, ce frumos mi-ați dat în dar. Dinică voi m-ați crescut și mi-ați dat ce-ați putut. Thank you.
bolonză, ți-le hop și iar hop. Până ce te bolonză, ți-le hop și iar hop. Hai, dacă n-i de lucra, te lucră, ți-le hop și iar hop. Și cu coasă și cu furcă, ți-le hop și iar hop. Și cu coasă și cu furcă, ți-le hop și iar hop. Păcatul și-l spovedește, ți-le hop și iar hop. Păcatul și-l spovedește, ți-le hop și iar hop. Va lăsa că s-a cunosc, într-un colț erai frumos. O șencuță ales frumoase și în stare drăgostase. După atâtea tinere talente din cadrul Clubului Elevilor, urmează să ascultăm acum tot tinere talente, puțin mai înaintate în vârstă, dar tot tinerețe, floare rară se numesc și ei. Schimbăm acum puțin placa, ați văzut că s-a repopulat platoul de coruri. Au venit indienii! Au venit românii în țară, că îți ești din calea afară. Hai să vorbim despre altceva. Vorbim despre invitatul nostru. Cine urmează, Aurica? Surprinde-mă. Are un clop mare de paie. Nu-i cowboy. Nu de cowboy. Nu-i de cowboy. Ăla vine după. Vine din Baia Mare sau din zona Ceaie. Zim Maramureș, că ai cuprins tot atunci. Am atunci cuprins. Singur de acolo. Dar poate vine din băița de sub codru și am făcut tot eu ai. Lată. De unde vii? Vino sus. Bibilești. De unde? Nu mă, Bibile, atâta, ți-am mai zis odată, din Bibilești. Ok, ridică-l în picioare pe invitatul tău să vină și dă-i, te rog frumos, și microfonul, nu mă mai pot mișca. Planton, Cătălin Aurica. Stan despre el. Cătălin Stan despre el este vorba. Era vorba. Anul fericit, la mulți ani și bine v-am găsit. Cătălin, de unde ești tu că vii? Tocmai de la Pribilești. Pribilești. Pribilești, am zis Bibilești. Nu, Pribilești. După voi s-o făcut piesa aia cu hai să-ți cânt acum, să-ți amintești dansa. Probabil că da. Și referitor la clop, se zice acolo pe zona noastră că cine are clopul mai mare e mai bocotan. Dă-te un pic mai încolo. Clopul? Jockey Ewing. Bogdan Gavri și Ciprian Buziță sunt cei mai sărași. Nici tu păr, nici tu clop. Cum nu? Bogdan are. Bogdan are și păr. Hai să lăsăm astea, că nu vorbim lăsăm despre bani și despre okay, alte... Ok, zine, cu cine încânți în cursul acestei nopți deja? În această seară o să vin cu o piesă din repertoriul meu, chiar prima piesă lansată, să spun așa, și o piesă din repertoriul lui Nicolae Mureșan, de codru. Mulțumim, tare frumos! Eu zic că vorba multă sărăcia omului, mă duc să-l întreb pe Bogdan Gavriș cum stă cu cocoșeii, cântă-ne și încântă-ne, doamnelor și domnilor, Cătălin Stan! Maestro, să cântă muzica! Danțu codrenesc, omicei, e cel ardelenesc.
dragi danțu, dragi danțu codrenies, o micei, de celar de lenies, jocă tânieri și bătrâni, la 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 la, cum îi la noi la români, la 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 la. Jocă tânieri și bătrâni, la 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 la, cum îi la noi la români, la 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 la. Danțoaista, danțoaista, dragumii, din capătul capătuliță. Danțoaista, danțoaista, dragumii, din capătul capătuliță. Jocă fete și feciori, la 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 la, cum să joc în sărbători, la 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 la. Jocă fete și feciori, la 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 la, cum să joc în sărbători, la 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 la. Ziuane, ziuane, danțul meu, cam vreau, da vreau și joc și eu. Ziuane, ziuane, danțul meu, cam vreau, da vreau și joc și eu. Corvenită-s pribileni, la 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 la, fersăgan și mogoșeni, la 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 la, urmenii și bicăzani, la 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 la, botișenii și cuțani, la 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 la. Pentru orice tip de curățenie vine de la Careher. La Supermarket Service, cel mai mare dealer Careher din România, găsești cea mai largă gamă de sisteme de curățenie, de la aspiratoare profesionale până la suflante și curățitoare cu presiune. Acum e cel mai mic preț, cu reducere de până la 26%. Supermarket Service Dealer Careher, Cluj, Bulevardul Corneliu Coposu, numărul 171, și Careher Center, Satu Mare, strada Botizului, numărul 24. Sau pe www.cutotul.ro. Ca și mândra nu-i măi, pe valea chioarului măi,
nici înaltă, nici micuță. Numai bună e drăguță. Nu-i fecior ca mine sat, așa norocos, mândrile la mine trag, ia ce-i asa și-ai folos. Nu-i fecior ca mine sat, așa norocos, mândrile la mine trag, ia ce-i asa și-ai folos. La noi fetile-s multe, să-mi die să mă sărute. Ce să fac, Doamne, cu ele, că atâta-s de frumușele. Nu-i fecior ca mine sat, așa norocos, mândrile la mine trag, ia ce-i-a sa și-ai folos. Nu-i fecior ca mine sat, așa norocos, mândrile la mine trag, ia ce-i-a sa și-ai folos. Ce să mă apuc, măi, tăt părând să le sărut, măi, că până ce găt un sac, măi, oi fi bun de însurat. Nu-i fecior ca mine sat, așa norocos, mândrile la mine trag, ia ce-i asa și-ai folos. Nu-i fecior ca mine sat, așa norocos, mândrile la mine trag, ia ce-i asa și-ai folos. Dacă ți-ți drag, măi, ia-mi cazul de pe cap, măi, zic că ești drăguța mea, măi, nu mă da la altile. Nu-i fecior ca mine sat, așa norocos, mândrile la mine trag, ia ce-i asa și-ai folos. Nu-i fecior ca mine sat, așa norocos, mândrile la mine trag, ia ce-i asa și-ai folos. Op, șa, uai, șa. Știi ce m-a întrebat? Ce te-a întrebat? M-a întrebat Bogdan, zice, măi, dar de ce nu te joacă? Dacian, și-am eu zis te că joc te doare pe degete, piciorul. Aurica, eu te joc pe degete. Eu te joc din cuvinte, te rog frumos. Mulțumim. Sorry. Frumos, Cătălin. Mulțumim tare, fain, uite ce ai stins aici atmosfera. Anul fericit vă urez și la dumneavoastră și la toți cei care ne urmăresc în această seară. Noi te mai așteptăm cu drag la Satu Mare și uite, îți fac o invitație cu drag specială la Dimineața Populară, când îți dorești tu. Îți mulțumim tare frumos. Cu mare drag. Mâine dimineață, la ora 8:30. Mâine dimineață, închisă Dimineața Populară. Hai să mergem mai departe. Mulțumim te rog frumos de ei loc acolo lângă Alexandra. Aurica. Aurică fără frică, zine nouă cine urmează. Ciprian Tempe urmează. Ciprian să păzește cu o zis care oare cine în familie, Vasile, și vrea să margă să vrea să sărbătorească. Așa că îl invităm alături de noi. Ciprian merge. La bine că ați venit. Salutare, bine ați venit. Ciprian Vasile. Hai, aici lângă mine. Avem și dirijor. Bună seara, anul fericit. Bună seara, la mulți ani, anul fericit la toată lumea și Multă sănătate. Mă simt în plus, o femeie între patru bărbați, numai bine nu mi-a fi, mă duc acolo lângă Mihai Musman. Du-te, că mie o femeie între patru bărbați să nu-mi amintește de altceva. Și noroc că e trecut deja de miezul nopții și suntem în 2022. Ciprian Tempe, am să-ți adresez și ție exact aceeași întrebare pe care i-am adresat-o unui artist venit din Mădăras. Pentru că am văzut că amândoi aveți tricolorul în piept. Suntem singurii români din Carăi. Singurii români din Carăi? Numai noi suntem. No, ei at magnam.
La Tom. La tot. La tot. Na, Ciprian, am să fiu scurt. Te pun așa un pic la test. Dăm trei motive pentru care să fiu și eu patriot. Nu neapărat patriot, dar asta e țara în care trăim, buletinul care îl purtăm. Bă, și... Lasă-l acum, că și la Robic o tot tricolorul. Să trăiască toți România, numai eu să nu mor. Exact, deci nu-mi dai motive. În continuare nu sunt patriot atunci, cu toate că s-ar putea să-mi o iau aici în comentarii, că suntem și pe Facebook. Dacă ne urmăriți pe Facebook în direct pe NordVest TV, puteți să ne lăsați și comentarii, puteți să mă depatriotizați, puteți să faceți ce vreți. În schimb, eu acum am să vă las în compania a doi patrioți adevărați, că domnul cu caloriferul e așa între Ciocan și Nicovală. În continuare, pentru dumneavoastră, Ciprian Tempe. Am băut pălincă și-am nu spun de nimică, că de stau și mă gândesc cum să fac să mă domnesc. Să-mi eu că nu-i mai pune pălincă-n gură la mine, la 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 la, dar nu știu de mă răbda, ori la popă mă jura, la 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 la. Hai cum, Doamne, ca să mă jur, că și popa-i băutor. Zăsam eu că nu-i mai bea pălincă de săcără, zăsam eu că nu-i bea-n viac, nici în creșmă nu mai cal, nici beteac nu se rată, să mai bea câte o iagă, la 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 la. Cine să poate ține să zică că n-am mai bea, la 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 la. Hai pentru bir și băutură, într-a chita de la gură. Mija n-ai cât o năstrop, sticla-i cât o picătură, dețu cât o înghițătură. Măi, birtaș, mai ad un litru ca să nu se închigă biretul, la 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 la. Că la tăț așa văzut că nu-i umbră ca și-n birtă, la 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 la. Cine bea mult și horește, ala-n veci nu îmbătrânește. Abia și a chefui, iar de ceatăra îmi cântă drag o gură de pălincă. Când pălinca îi de prună, mă cinstesc cu voie bună, la 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 la. Iar voi faceți ca mine, de vreți să vă fie bine, la 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 la. Hai pălincă, arde lenească, cine abia să trăiască. Pălincă de aceea tare, cum să bea un sat mare, de ei foc. La 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 creșma de păstărât, la 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 la. Aseară am fost la vit, la 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 creșma de păstărât, la 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 la. Că-mi dragă, că-mi dragă creșmărița, la 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 la. Țucui ochii, țucui ochii și guri
mamita, la 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 la. Că-mi e dragă, că-mi e dragă Crâșmărița, la 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 la. Sucui ochii, sucui ochii și gurița, la 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 la. Mai viața mea, la 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 la. Crâșmăriță-i mândra mea, la 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 la. Că și crâșma-i viața mea, la 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 la. Crâșmăriță-i mândra mea, la 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 la. Că paharul, paharul-i sufletul meu, la 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 la. Nu mă las, nu mă las până nu-l beau, la 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 la. La 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 la. Nu mă las, nu mă las până nu-l beau, la 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 la. Zor de ziua s-a făcut, la 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 la. Și eu bani n-am mai avut, la 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 la. Și-am băut pe datorie, la 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 la. Că-mi place, că-mi place la veselie, la 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 la. Și-am băut, și-am băut pe datorie, la 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 la. Că-mi place, că-mi place la veselie, la 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 la. Și-apoi până dimineață, la 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 la. Tăt la creșmă, tăt la creșmă, rițe-mi rață, la 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 la. Ciprian, îți mulțumim foarte mult pentru aceste două melodii cu la 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 la. Abia aștept, sincer, nu tu, că toată lumea face asta, abia aștept ca în muzica populară românească la 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 să fie înlocuit cu altceva. Cine mă surprinde, dau o sticlă de șampanie. Dacă îmi permiți, am înlocuit odată melodia aia și duc acasă să o cânte, s-o cânte fiecare în gând. Maramureș, plai cu flori. A, că pușca e aia cu exact, care se vânează, că n-ai zis tu prostii. Și tot așa până la sfârșit. Franța de mega, ui mega, ți-am făcut mult să-ți folomi. Vă mulțumesc, anul fericit, să trească și Sfântul mulțumim, Ion, că urmează și Vasile. Da, 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 după Vasile, mulțumim frumos și prea multe. Seară frumoasă! Îți luăm microfonul, ia loc acolo lângă colegi, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Tu știi ce urmează, nu? Eu știu ce urmează. Ia uită-te în spate și o să vezi zâmbetele fetelor deja radiate. Deci fetele abia așteaptă să danseze pe ceva mai pe balans. Hai să vedem, știu fetele cine urmează. Hai în cor toată lumea, cine urmează? Cine urmează? Cine? Bogdan și mai cum? Ia mă, că știu deci, copiii. Bogdan Gavriș! Bogdan Gavriș, hai că ai fani aici. Ai fani în seara asta. Bună seara, Bogdane! Bună seara, bine v-am găsit. Ce mai faci tu, Bogdanel? De la foarte bine în sus, tot așa cu o bucurie mare. De ce te dai așa în spate? Fetele rămân acolo. Tu simt căldura în spate, bate mai tare. Am impresia că deranjez. Ca de fiecare dată cu o bucurie mare să fiu alături de voi, de telespectatori, bineînțeles de colegi
Și nouă ne place că ești aici cu noi, că ai văzut ce ai iscat aici în spatele tău. Copiii ăștia abia așteptau să te audă pe tine, abia așteaptă să-l audă și pe Ciprian Buziță, abia așteaptă să-l audă și pe Romica Fernea, abia așteaptă să vă audă pe toți. Ăștia spuși pe distracție aici, e și firesc să fie așa, pentru că este noaptea de Revelion, Nord-Vest TV 2022. Nu vă mai țin, nu vă mai țin, fraților și surorilor, vă las în continuare în compania Bogdanului, a lui Gavriș. Aplauze pentru Bogdan, hai să-i ascultăm cântecele! Dacă nu te văd la față, îmi pierde pofta de viață. Mândra mea floare de colț, tu-mi rupi inima în bucăți. Dacă nu te văd la față, îmi pierde pofta de viață. Crăiasa mea, regina florilor din lume, în locul soarelui pe tine eu te-aș pune. Și să răsar mereu deasupra casei mele, deasupra casei mele, oh. Crăiasa mea, regina florilor din lume, în locul soarelui pe tine eu te-aș pune. Și să răsar mereu deasupra casei mele, deasupra casei mele, oh. Fermecat cu ochii, să te ating doar așa, să-mi astâmpări inima. Lasă-mă să mă apropi, că m-ai fermecat cu ochii, să te ating doar așa, să-mi astâmpări inima. Crăiasa mea, regina florilor din lume, în locul soarelui pe tine eu te-aș pune. Și să răsar mereu deasupra casei mele, deasupra casei mele, oh. Crăiasa mea, regina florilor din lume, în locul soarelui pe tine eu te-aș pune. Și să răsar mereu deasupra casei mele, deasupra casei mele, oh. Regina florilor din lume, în locul soarelui pe tine eu te-aș pune. Și să răsar mereu deasupra casei mele, deasupra casei mele, oh. Crăiasa mea, regina florilor din lume, în locul soarelui pe tine eu te-aș pune. Și să răsar mereu deasupra casei mele, deasupra casei mele, oh. Crăiasa mea, regina florilor din lume, în locul soarelui pe tine eu te-aș pune. Și să răsar mereu deasupra casei mele, deasupra casei mele, oh. Crăiasa mea, regina florilor din lume, în locul soarelui pe tine eu te-aș pune. Și să răsar mereu deasupra casei mele, deasupra casei mele, oh. Gălăgie! Ca luceafărul din zori, șogurița așa de dulce, când te văd nu m-aș mai duce. N-are lumea ce am eu, sărut dulce ca al tău. Te m-ar săruta și-o zână, tot gurița ta-i mai bună. Ce am eu nimeni nu are, am cea mai frumoasă floare. Și chiar dacă or mai avea, nu-i frumoasă ca așa mea. Thank you.
bine o fac cu cinci s-o da. Hai lenere, nu hai la la. Chii frumos și păr bogat. Hai de-n-de-n-de-la. Păr negur de abanos și un nume așa frumos. Să trăiască a ta mamă, că a făcut-o cos în zeană. N-are lumea ce am eu, sărut dulce ca al tău. Te m-ar săruta și-o zână, tot gurița ta-i mai bună. Ce am eu nimeni nu are, am cea mai frumoasă floare. Și chiar dacă or mai avea, nu-i frumoasă ca așa mea. Ce am eu, sărut dulce ca al tău. Te m-ar săruta și-o zână, tot gurița ta-i mai bună. Ce am eu nimeni nu are, am cea mai frumoasă floare. Și chiar dacă or mai avea, nu-i frumoasă ca așa mea. Măi Bogdane, bă, ce ai făcut cu fetele astea aici? Reducere. Bine. 30% la nuntă a fiecăruia. Oh, stai că până la nuntă. Nu-s minore. Taci acum. Taci-mă. A mea lui. A ta, Bogdane, poate. Îți mulțumim. Aici. A ta nu e aici. Bogdan, îți mulțumesc. Cuvintele sunt prea puține ca să-mi exprim. De frisos, a vrut să spună. Nu, sunt prea puține și noi nu avem timp să-ți exprim și să-ți spun ce mult le-a plăcut fetelor și băieților. A plăcut Bogdanelu? Hai să auzim, cum? V-a plăcut Bogdan? Bun. Va fi bine! Bogdanel ca Bogdanel, dar să vedeți ce urmează de aici. Bogdanel este prietenul meu de când, din copilăria lui, că eu eram adult și în copilăria lui. Bogdan, îți mulțumim că ai fost alături de noi în seara asta și să știi că te mai așteptăm cu drag. Și eu vă mulțumesc și mulțumim. Să dea Domnul să fim sănătoși și tot așa să fim în casa voastră în fiecare an, cu multe proiecte noi, dar cel mai bine, Doamne ajută, un an nou fericit și să auzim de bine. Și să fie bine! Mulțumim foarte mult, Bogdan! Îți luăm microfonul, te duci acolo lângă Bogdan colegii Gavriș, tăi de preasă. Doamnelor și domnilor! Ei. Hai să nu lungim, te rog frumos, pentru că uită Bumbar, se uită puține întrebări. Bumba. Este vorba despre un bărbat carismatic care face parte dintr-o familie de lăutari. Doamnelor și domnilor, Romica Fernea din formația Clasic. El urmează, eu credeam că urmează altceva, dar ce surpriză! Vă mulțumesc, Aurica, carisma mi-am lăsat-o acasă, mulțumesc pentru... Nu știam că sunt așa carismatic, dar dacă tu mă vezi așa, eu te văd. E un compliment. Eu te văd bine. Lasă că tu mă vezi. Eu atâta, te văd doar. Deranjez? Nu, îți mulțumesc. Romica? Da? Pot să te acompaniez la... La prima sau la a doua? Ceacheră sau la ce dorești? Găsesc eu la ceva. Dacă-ți faci rost de instrument, am instrumentul necesar și vreau să te acompaniez pentru că te văd că ai venit singur. Da, bineînțeles. Noi știm că colegii tăi sunt la restaurant, că voi în noaptea de Revelion cântați acolo unde nu trebuie să spunem unde și îți ia cineva locul până... Și după aia vine Anafu și da. Da. Fă-ți rost de instrument până mai vorbesc eu un pic cu Aurica. Hai să nu lungim. Dai chitanță și factură, stai așa. De ce ai instrumentul? Ținuta asta să se potrivească cu prima melodie. Inițial am vrut să cânt doar o melodie, dar Coco... DJ Coco m-a rugat să mai cânt și melodia Tot Fain, că îi place lui. Și mie îmi place Tot Fain. Da? Coco, te iubesc. Ai o sticlă de vin de la mine care o face cadou Mihai Muscan. Stai că Mihai Muscan să-i duci, te rog frumos, la caserie, la DJ-ul. Văd că uite, Dacian s-a pregătit și, da, Dacian e foarte pregătit. Am venit cu zongora. Eu nu mai trag de timp.
am să te las să te desfășori împreună cu noul tău membru. Bine, dar de câți ani l-ai informația ta? Spune-ne sinceră. El tot timpul participă și mă ajută și l-ajut și eu când face bancuri și etc. Dar o să te rog să trăiești melodia, da? Da, dar în ce gamă trebuie să o țin? Rejamor. Pot în două manor? Am să plec. În două manor și cu transpoz, așa facem acum. Nu te transpui, pentru că un adevărat artist nu se transpune. Doamnelor și domnilor, în continuare, Romica Fernea din formația Classic pentru dumneavoastră. Hai să-l ascultăm! Viața e una și frumoasă, și de viața mea îmi pasă. Vreau să o trăiesc ca lumea, să nu-mi pierd vremea aiurea. Viața e una și frumoasă, și de viața mea îmi pasă. Vreau să o trăiesc ca lumea, să nu-mi pierd vremea aiurea. Dacă vreau să uit de toate, îmi iau prieteni într-o noapte și petrec până dimineața, până soarele răsare sau până-n amiaza mare, că e atât de frumoasă viața. Dacă vreau să uit de toate, îmi iau prieteni într-o noapte și petrec până dimineața, până soarele răsare sau până-n amiaza mare, că e atât de frumoasă viața. Viața m-a trecut prin toate și-am făcut câte se poate cu prietenii lângă mine. Și la rău tot mi-a fost bine. Viața m-a trecut prin toate și-am făcut câte se poate cu prietenii lângă mine. Și la rău tot mi-a fost bine. Dacă vreau să uit de toate, îmi iau prieteni într-o noapte și petrec până dimineața, până soarele răsare sau până-n amiaza mare, că e atât de frumoasă viața. Dacă vreau să uit de toate, îmi iau prieteni într-o noapte și petrec până dimineața, până soarele răsare sau până-n amiaza mare, că e atât de frumoasă viața. Să uit de toate, îmi iau prieteni într-o noapte și petrec până dimineața, până soarele răsare sau până-n amiaza mare, că e atât de frumoasă viața. Dacă vreau să uit de toate, îmi iau prieteni într-o noapte și petrec până dimineața, până soarele răsare sau până-n amiaza mare, că e atât de frumoasă viața. Thank you.
ne-am luat de petrecut. S-a mai dus încă o zi, tot fain. Și iar sunt cu prietenii, tot fain. Mă știu prietenii cum sunt, tot fain. Și ne-am luat de petrecut. Toate în lume vin și trec. Tot fain, tot fain, petrec. Asta-i viață de haiduc. Tot fain, tot fain, o duc. Toate în lume vin și trec. Tot fain, tot fain, petrec. Asta-i viață de haiduc. Tot fain, tot fain, o duc. Felicitări, Dacian, deosebită interpretare. Adevărate și cu, vorbe. Și pe etno cu chitara mi-a plăcut. Pentru cea mai tare gașcă pe care o dirijat-o Dacian, tinerii vă mulțumesc frumos, da. Ai văzut cât de frumos s-au simțit? Vezi și tineretul, că noi Dacian, zic că te-ai putea face un pic de coregraf, un pic de ceva, știi? Scenograf. Dirijor, scenograf. Și scenograf. Dirijor de scenă. Formația clasic. În persoana lui Romica Fernea. Ia, îți mulțumesc, îți mulțumesc din suflet că ne-ai trecut pragul. Mulțumesc lui Dacian că și-a făcut rost de clop. Hai să nu mai lungim cu vorba. Știu că mai sunt și alți colegi care doresc să-și facă. Ai văzut? Deci au făcut și bani. Făcut și buc. Așa. Și sunt și alți colegi care doresc să cânte și să plece repede la restaurante. Așa este. Dăm voie să salut. Să salut familia, copiii, soția. Să salut colegii, pe Mihăiță, pe Daria. Daria cu Bobica ei, cu Ilinca, da. Mulțumim frumos. Uite că ești aclamat acolo în spate. Lasă-mă prăjiturica și ce publicitate? Deja.
Ei, doamnelor și domnilor, nu știu de ce, oare, o fi iarăși publicitate, dar este scurtă. De bani. 1, 2, 3 și publicitate! Nord-Vest Business Center vă stă la dispoziție cu 32 de birouri cu suprafața cuprinsă între 18 și 25 metri pătrați. Două spații comerciale la parter, 60 de metri pătrați și 200 de metri pătrați. Clădirea proaspăt renovată este situată în centrul orașului pe strada Petofișandor 4A. Ne găsiți la sediul de pe strada Petofișandor numărul 4A, etaj 1 sau la numărul de telefon 0743 487 2204. Bine, și totuși, de ce m-ai adus pe mine aici? Păi cum, n-ai zis că ți-e foame? E foame, dar vreau mai bun și mai mult, că mi-e foame rău de tot. Mai, mai bun și mai mult, că așa aici nu există. Nu există. Uite, pe pune-mi pareu. Ce pareu vrei să pui? Că oricine vine aici se satură și o să-i placă. Oricine? Oricine. Hai să facem pareu atunci. Pariu. Stai așa, sun pe cineva. Atunci care te face să pierzi pariu. Dar pe cine sunt? Artileria grea. Cați tot din farfurie, mă. Ce-i cu voi? Am văzut să mai pot. Nici eu. Restaurant favorit. Mai bun și mai mult nu există. Magazinul Superalimente vă așteaptă cu produse de calitate, cu prețuri potrivite pentru orice buzunar. La noi găsiți tot ce aveți nevoie. Carne proaspătă și de calitate, legume și fructe, șampanie, produse lactate și dulciuri pentru cei mici. Ne găsiți zilnic pe strada Martirilor Deportați, numărul 30, lângă Piața Mare. Superalimente. Doamnelor și domnilor, am revenit. Dacian a rămas blocat de atâtea instrumente. N-a văzut în viața lui așa multe instrumente într-un platou de televiziune. Suntem în Esedra. Mulțumim frumos pentru găzduire. Să o suntem scurtăm. În Royal, Esedra e mai jos. Da, bine, tot complex, dar tot da. Din complex Esedra face parte. Doamnelor și domnilor, pentru dumneavoastră în această seară, noapte minunată, îi avem alături de noi pe băieții din formația Mister. Misterul să se abată asupra noastră în această seară. La mulți ani, anul fericit. La mulți ani, anul fericit. Bine ați venit. Bine v-am găsit. Ia uite că avem și calorifer, avem și ceatere, avem de tot toate. Ce trebuie. Tot ce trebuie și ce dorim. Ce mai face Misterul, maestră? Vino, nu scap de mine. Ce mai face Misterul? Bine, am venit să vă ajutăm aici cu petrecerea. Că fără voi, petrecerea sincer, e în doi și... Rebelionul ăsta nu era Rebelion 2022. Fără Mister nu are cum. Cum stăm cu agenda pe anul viitor? Se dezgheață puțin, merem la cână. Ce facem? Merem, nu merem. Ești ghețat dacă ne lasă alții. Domnul Arafat. Dacian, Aurica. Lăsăm în pace. Băieții au venit să ne ajute exact așa cum a spus și da, Sergiu. Da, și eu sunt aici să-i încurc. Ce nu, nu ai încurca, înțeles? Doamnelor și domnilor, pentru dumneavoastră. În continuare. Formația Mister. Minune,
minune a apărut în viața mea. Pe tot aurul din lume copilul nu mi-l-aș da. Astăzi a venit pe lume cel mai dulce îngeraș. Știu că numele-mi rămâne Dragotate Fecioraș. Astăzi a venit pe lume cel mai dulce îngeraș. Știu că numele-mi rămâne Dragotate Fecioraș. Parcă simt că mă topesc. Știe că tata-l iubește. Am cu ce să mă mândresc. Când îl văd cum îmi zâmbește, parcă simt că mă topesc. Știe că tata-l iubește. Am cu ce să mă mândresc. Astăzi a venit pe lume cel mai dulce îngeraș. Știu că numele-mi rămâne Dragotate Fecioraș. Astăzi a venit pe lume cel mai dulce îngeraș. Știu că numele-mi rămâne Dragotate Fecioraș. Bem
până ne prinde dimineața, că așa e mai frumoasă viața. Eu cu nașul atunci când ne pornim, bem până butoiul îl golim, bem până ne prinde dimineața, că așa e mai frumoasă viața. Când mă pornesc, nu pot ca să mă opresc. Ne crește pofta de viață și-am bea până dimineață. Cu nașul când mă pornesc, nu pot ca să mă opresc. Ne crește pofta de viață și-am bea până dimineață. Eu cu nașul atunci când ne pornim, bem până butoiul îl golim, bem până ne prinde dimineața, că așa e mai frumoasă viața. Eu cu nașul atunci când ne pornim, bem până butoiul îl golim, bem până ne prinde dimineața, că așa e mai frumoasă viața. Bem până butoiul îl golim, bem până ne prinde dimineața, că așa e mai frumoasă viața. Eu cu nașul atunci când ne pornim, bem până butoiul îl golim, bem până ne prinde dimineața, că așa e mai frumoasă viața. De curățenie vine de la Careher. La Supermarket Service, cel mai mare dealer Careher din România, găsești cea mai largă gamă de sisteme de curățenie, de la aspiratoare profesionale până la suflante și curățitoare cu presiune. Acum e cel mai mic preț, cu reducere de până la 26%. Supermarket Service Dealer Careher, Cluj, Bulevardul Corneliu Coposu, numărul 171 și Careher Center, Satu Mare, strada Botizului, numărul 24 sau pe www.cutotul.ro.
dragul cine meu. Urmează? Urmează, uite-te acolo, zeițele frumuseții. Domnilor, atenție, domnilor! Bogdan Gavriș, ai așteptat acest moment de ceva timp. Te rog frumos să iei loc la masă. Și telespectatorii noștri au așteptat acest moment. Cosmin, te invităm alături de noi să ne spui ce urmează să vedem. Bine, noi tot vedem de când suntem aici, dar telespectatorii încă nu știu despre ce este vorba. Am ales în această noapte la Nord-Vest TV să vorbim prin mai multe mesaje. A existat un mesaj pe care Dor l-a transmis prin ținutele Auricăi. Mulțumesc frumos pentru ținute! Sunt niște culori pe care le-am folosit în garderoba Auricăi tocmai pentru a reflecta evoluția către bine și bunăstare. În cazul tău, rămânem la varianta că ești cea mai cunoscută figură de televiziune. Am schimbat trei ținute. Ultima ținută pe care o port este la cererea Auricăi să fie alb și să fie de pozitivitate și să fie de abundență. Mulțumesc! Iar asta e cu dedicație. În ceea ce urmează, să începem într-o manieră foarte exotică cu colecția Bedrooms Eyes, colecție de lenjerie de spectacol, semnată de Sebastian David pentru Dor. Este o colecție care s-a lucrat foarte mult pe ea, pentru că este o colecție foarte complexă. Veți vedea de ce. Prin urmare, doamnelor și domnilor, Bedrooms Eyes domnilor. By Dor, by Sebastian David. Mulțumim frumos, Cosmin! Abia așteptăm să le vedem pe Dive și pe Divo. Vino lângă mine! Știu că vrei... Te-aș pune cu fața la perete să nu vezi, dar având în vedere că este prima noapte de an 2022, vreau să-ți fac plăcerea asta, da, și pentru toți telespectatorii noștri, pentru invitații noștri, pentru toți artiștii care ne-au trecut pragul, doamnelor și domnilor, Divas alături de Dor by Sebastian David și Divo, nu doar și Divas, Divo, da? Și Divo. Bine, eu până atunci trebuie să mă duc să mund mașina, că am înțeles că aici în parcare am blocat 4 mașini cu politul meu, așa că Divas and Divo. Dor. I saw my baby
Doamnelor și domnilor, a fost un vis. Sper că v-ați simțit bine alături de fetele de la Divas. Îl rog pe Cosmin Mureșan să vină lângă mine pentru că Dacian plânge. Nu știu de ce, nu plânge Daci. Nu. Eu consider, văzând priveliștea asta, că s-au împărțit pijamalele și eu nu vreau încă. S-au împărțit pijamalele. Se împartă pijamalele. Cosmin, te rog frumos
să... Eu am rămas fără cuvinte. Am vrut să încheiem acest moment pentru că voi m-ați invitat la voi în lumea voastră minunată, cu niște artiști excepționali, cu niște voci foarte faine. Am văzut costum autentic popular, ceea ce este foarte important. Am apreciat faptul că doamnele au purtat opingi, ceea ce înseamnă o întoarcere către tradițional, către arhaic. Este un lucru foarte mare. Astfel încât am vrut să închid acest moment de modă, lecțiile noastre curente de modă, cu tabloul final de la Bedroom Size, colecția care a fost prezentată la începutul lui decembrie la Carei, la Castel. Aș vrea să le chem și pe cele două care n-au apărut în această prezentare, dar sunt membre ale agenției Divas. Una dintre ele este Maya, este fata ta, un copil extraordinar de fain. Vă doresc ca 2022 să vă aducă exact ce vă doriți să se împlinească. Vino. Haide. Artiști punctuali. Artiști punctuali, multă muzică bună, să aveți parte de evenimente extraordinare cum n-au mai fost de mult, să ne întâlnim la nunți, botezuri. Doamne ajută, din asta trăim. Și încet, încet să ne recâștigăm libertatea și decența pe care am pierdut-o la un moment dat, la mod planetar. Vă mulțumesc foarte mult, poate că în 2022 va exista pe Norvest TV o emisiune legată de fashion. Încă nu spunem mai multe, că ne copiază lumea. Sigur că da. Vă mulțumesc foarte mult. În continuare, petrecere frumoasă. La mulți ani tuturor. Mulțumim frumos, Cosmin Mureșan. Cosmin. Să știi, mulțumim din suflet. Mulțumim că m-ai făcut să mă simt importantă. Am fost prințesă sau regină, ce știu cum îi zice, pentru o noapte. Să știi că... Pe mine m-ai făcut să mă simt. Băieții, din, atât din platou cât și cei din culise, mă întrebau, o să le lase pe domnișoare și pe domnișori o să-i lase să mai rămână așa cum sunt în platou. Nu. Și atunci... Suntem împreună deja de un an de zile. Cred că mai pot să rămână, mamale de voie. Da. Prin urmare, încă un pic alături de ei, după care îi voi retrage că totuși sunt copii, trebuie să meargă la culcare. Mulțumim frumos, Cosmin Mureșan, noi continuăm. Aplauze pentru Cosmin Mureșan. Aplauze și pentru Dor. Foarte, foarte frumos. Aplauze și pentru Dive și Divo. Hai de capul meu, dar de ce aplaudă oare băieții cu așa patimă și dor? Aurica, dă-mi voie. Mă simt așa urâtă. Te las pe tine. Da, da. Nu știu. Mă duc aici lângă Mihai Muscan ca să nu mă simt așa de urâtă. Am o întrebare pentru una dintre participante aici. Îți dau microfonul. Nu, da, dăm microfonul. Au! Am înțeles că dumneavoastră sunteți fructul iubirii Auricăi cu italianul Simone. Da. Care este motivul pentru care dumneavoastră nu ați defilat acum la final? Deoarece părinții mei nu-mi dau voie. Mă rog, mami poate mai mult. Mami mai mult. Stai să strâng mâna lui tata tău. Simone! Tu ești omul meu. Așa. Băi, nu-i voie, mă. Las. Fetele celelalte sunt mai mari. Ea e mică, ea mai... Dar vreau să te felicit. Dacă ai ști cât se mândrește maică ta, nu doar cu tine, cu toți tinerii ăștia, sunt copiii tăi. Maică ta m-a adăugat până acum în cel puțin 5 grupuri de WhatsApp. Nu există zi în care o poză de-a voastră, de la prezentări, să nu apară pe grupurile alea. Bun, nouă ne place. Poți să fii mândră de mumă ta. Și noi suntem mândri de mumă ta. Aplauze pentru Aurica. Ea este organizatoarea principală a acestui Revelion 2022. V-am sunat eu pe careva dintre voi să vă întreb ce faceți de Revelion, dacă vreți să veniți să cântați alături de noi. Nu. Ea s-a ocupat de tot, de listă, de toate. Ne bucurăm că sunteți aici, pentru că vă iubim pe toți în mod egal. Poate greșesc aici, că pe Ivona un pic mai mult decât pe Alex, dar și pe Alex îl iubesc.
Aplauze încă o dată pentru acești copii minunați, cărora le mulțumim că au fost în această seară alături de noi și vor mai fi încă puțin de aici încolo. Însă acum trebuie să luăm o scurtă, dar foarte scurtă pauză de publicitate, iar după aia vă promitem din nou muzică super faină, chef și petrecere. Rămâneți cu noi, Reclamutan, Visa Evin! Bine că v-am regăsit din scurta pauză de publicitate. Am avut și prezentări de modă, am avut și trupe, am avut și lăutari, cum le zici, am avut și artiști, am avut și vedete, am avut și circus. Uai, și cât circus. Am avut de toate, de toate pentru tot. Sare și piper avem de fiecare dată la aceste filmări. Nu însă lungi. Acum, scurt, la subiect. Doamnelor și domnilor, pentru dumneavoastră, formația Gabriel Andrei și Dănuț Rafan. Și mămăiță la chitară. Așa. Bine că ați venit alături de noi. Veniți un pic mai aproape. Domn profesor, tot înalt. Give me high five. Tot așa, bine v-am regăsit. Bine că ai venit. La mulți ani, anul fericit tuturor. Cori. Mi se pare mie sau de data trecută de când ne-am văzut v-ați mai mulțit voi ca trupă, așa, ca și componență. Chiar suntem mai puțini, mai lipsesc încă doi membri. Ai de mine. Colegii noștri de la Oradea. A putut să ajungă, dar suntem noi. De asta micul din spate, că atât am vrut să te întreb asta. Chiar știi să cânte la chitară sau nu mă dă pe zonguri așa? Nu știu, dacă vrei facem o probă. A, dar după ce cântați. După ce. Mergem și facem o canțonetă pe balcon la Giulietta. Așa fac toți DJ-ii, da. Dacian, vorba multă sărăcia omului. Da. Acești artiști au venit să ne cânte atât nouă, cât și telespectatorilor care sunt în cât această noapte alături de Nord-Vest TV. Așa că vorba multă sărăcia omului. Doamnelor Gabriel și domnilor, Andrei. Gabriel Andrei cântă în continuare pentru dumneavoastră. Haideți să-l ascultăm.